Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și prieteni, vă salutăm din nou din Phoenix, Arizona, în cadrul emisiunii Pași prin Credință și vă spunem bun venit. Dorim să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a dat, să stăm de vorbă cu dumneavoastră și să împărtășim cu dumneavoastră din experiențele pe care noi și oamenii lui Dumnezeu le-au avut de-a lungul vieții. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că v-ați deschis inima și casele dumneavoastră să ne spuneți bun venit și să petreceți următoarea oră împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să-și reverse îndurările lui peste casele dumneavoastră. Ca întotdeauna avem cel puțin un invitat în cadrul emisiunilor noastre, un invitat care să povestească, să istorisească din experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. În ziua de azi avem în mijlocul nostru invitat pe fratele păstor Alin Bob, păstorul Bisericii Emanuel din Sacramento. Dumnealui este unul dintre cei mai tineri membri în Comitetul de Conducere a Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Ne cunoaștem de mulți ani, Biserica Emanuel din Sacramento este o biserică soră cu biserica noastră, avem o relație apropiată, îl consider și un prieten și un tovarăș de slujbă cu care ne bucurăm întotdeauna când ne întâlnim și avem ocazia să slujim împreună. A venit la Arizona cu ocazia unei sărbători în familie, weekendul acesta, și m-am bucurat să rămână cu noi în ziua de azi ca să realizăm această emisiune. Frate pastor Alin, vă mulțumim că ați răspuns invitației să fiți împreună cu noi, să stăm puțin de vorbă despre lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru timpul acesta și Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc pentru invitație și de asemenea dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți cei care urmăresc aceste emisiuni pe care dumneavoastră le realizați în locul acesta. Ca întotdeauna trebuie să existe un început. Pentru mulți începutul e întoarcerea la Dumnezeu, pentru alții e prima minune sau experiență cu Dumnezeu din timpul copilăriei, de când au fost de 8 ani, de 10 ani, 12 ani. Am avut tot felul de experiențe cu tot felul de frați și surori cu care am stat de vorbă. Unde doriți să începeți azi? Care e o experiență poate cea mai îndepărtată și cea mai interesantă cu care ați dori să începeți, ținând cont că aproape întotdeauna amintesc telespectatorilor noștri că viața noastră de credință se bazează în primul rând pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură, dar apoi e întărită, confirmată și reconfirmată prin experiențele noastre personale prin care Dumnezeu dovedește, autentifică faptul că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, ne putem baza pe El și că El e un Dumnezeu care se implică în mod personal și individual în viețile noastre. Deci, de aceea poposim asupra experiențelor, nu neapărat pentru faptul că ele sunt baza credinței noastre, dar ele sunt un ajutor pentru înaintarea noastră pe calea credinței. De unde doriți să începem? Întoarcerea mea la Domnul a avut loc în mai multe etape, ca să zic așa, dar am avut harul să mă nasc într-o familie de copii al lui Dumnezeu. Părinții au fost credincioși, bunicii au fost credincioși, deja exista în familie implementată credința creștină, experiențele cu Dumnezeu, minuni care au avut loc, cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste. Încă de la nașterea mea îmi spunea mama că a avut mari probleme și chiar m-am născut cu cordon umbilical înfășurat în jurul gâtului, eram vânăt. A fost o minune chiar supraviețuirea mea. Era în pericol să nu existe, da, încă de la naștere. Da, dar în ciuda acestui eveniment, care desigur Dumnezeu l-a cunoscut încă dinainte,
Mama mea fusese deja înștiințată înainte că va avea un fiu și că Dumnezeu are un plan pentru ființa mea. A fost interesant să aflu încă din copilărie lucrul acesta și să urmăresc etapele prin care Dumnezeu m-a trecut până în faza aceasta vieții. Și sunt mai multe amintiri plăcute și momente în care pot să zic că l-am pus pe Dumnezeu la încercare sau prin rugăciune am primit răspunsuri din partea lui Dumnezeu care au întărit credința mea, așa cum spuneați mai devreme. Ne bazăm credința pe cuvântul lui Dumnezeu, dar ne ajută experiențele acestea personale pentru a aprofunda relația noastră cu Domnul, pentru a fi capabil să ne încredem în El în viitor, oricând este nevoie, Dumnezeu este alături de noi și ne răspunde. Asta e frumusețea umblării cu Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Amin, nu ne rugăm în vânt. Există dovezi ale răspunsului la rugăciuni și asta ne întăresc întotdeauna credința. Îmi amintesc de o experiență din copilărie. Eram în Timișoara, locuiam împreună cu bunicii și într-o zi, înainte de amiaz, era încă dimineață târzie, am avut o criză foarte mare la rinichi. Mă durea spatele, mă dureau rinichii, am încercat să merg la baie, transpirații, o criză deosebită. Nu mai avusesem așa ceva nici până acolo și nici de atunci încoace. A fost o durere cumplită care i-a precipitat și pe bunici. Bunicul a plecat la fabrică să o cheme pe mama. Nu erau telefoane în vremea aceea, nu aveam telefon acasă. Nu era prea departe fabrica, la vreo 10 minute de locuința noastră. Și în momentele acelea de disperare și pentru mine, am îngenunchiat, m-am rugat lui Dumnezeu și am cerut ajutorul lui și intervenția lui chiar. Câți ani? Cam la ce vârstă crezi că erai? Cu aproximativ 10-12 ani, ceva în genul ăsta, nu mai rețin exact. Așa. Dar totuși a fost o experiență suficient de importantă ca să o rețin. Da. După ce am încheiat rugăciunea, m-am rugat singur în durerea aceea și după aceea m-am întins pe un recameu în camera de zi și am așteptat să vină mama. A venit foarte repede, nu a durat nici jumătate de oră, deja a venit acasă, a sunat de la lucru, cred că a sunat la salvare. Eu am ațipit în perioada aceea. În intervalul acesta de timp am adormit și m-a trezit mama. Venise salvarea, o asistentă, a început să-mi ia pulsul, să discute cu mine, să mă întrebe de dureri, să mă controleze și eu nu mai simțeam nimic. Absolut nimic. Mama era deja preocupată că a chemat salvarea degeaba. Nu știa cum să se revanșeze față de asistentă, ce să fie, ce a fost. Nu am mai greșit, iertați-ne. Da, ceva totuși a fost. Am făcut un cadou, nu mai știu cum să repare, m-a mustrat pe mine, ce am pățit, am spus că a fost o treabă foarte serioasă, dar nu mai simțeam nimic, pur și simplu, și așa cum vă menționam, nici de atunci nu am mai avut problema respectivă. Nu știu ce a fost, dar părerea mea este că a fost o intervenție a lui Dumnezeu, un răspuns încă din copilărie la rugăciune. O rugăciune disperată a unui copil care nu vede rezolvare, nu vede soluție, nu mai poate de durere. Da, deci îmi venea să mă tăvălesc pe jos. Aveam niște durere extraordinar de mari. Da, a ajutat puțin această experiență, chiar dacă nu a fost neapărat hotărătoare. Cunoaștem și vorbim din când în când cu oameni care au avut experiențe și totuși n-au slujit lui Dumnezeu după experiența respectivă așa cum ar fi trebuit. A trebuit Dumnezeu să le dea și alte experiențe și să vină și alte momente în viața lor ca să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Da. O altă experiență pe care mi-o amintesc tot din perioada adolescenței de data aceasta,
Eram la sat, în județul Cluj, în satul Curtuiuș, de unde provine tatăl meu, cu bunicii de acolo, și într-o dimineață îi auzeam pe bunici sfătuindu-se că bunica trebuia să meargă la câmp să ajute împreună cu mai mulți săteni să-l ajute pe pădurar. Avea el ceva de strâns, recoltă, ceva de lucru la câmp și trebuia neapărat mers în ziua aceea. Bunicul se simțea rău și simțea, mi-am dat seama după aceea, punând lucrurile cap la cap, simțea că urmează să treacă din viață. Avea o presimțire, era o persoană credincioasă, fusese o scurtă perioadă chiar conducător al bisericii și simțea că va pleca în ziua aceea. Așa avea un simțământ și insista la bunica cumva să nu plece. Bunica explica că nu are încotro. Și am rămas singur cu el acasă. În situația aceasta, cum a plecat bunica, el a început să meargă în sat la rudeni. Avea surori în sat, au început să-i viziteze pe rând. Și eu după el. Pe ulițele satului se comporta cam ciudat. Îmi dădeam seama că ceva nu este în regulă. Tot timpul avea o discuție mai confidențială, mă ruga să aștept afară, el discuta cu surorile lui, deci pe rând cu fiecare. Și după aceste vizite ne-am întors acasă. Ne-am întors acasă, s-a dus în cameră, căuta intimitatea cu Dumnezeu și pe mine m-a trimis să-l chem pe păstor. Practic era un conducător de adunare, nu era păstor în sat, dar era un frate care era conducătorul adunării. Am dat fuga la el acasă, nu era acasă, mi-a spus unde lucrează, era tâmplar, făcea un gard undeva nu departe de casa bunicilor. Numai într-o fugă am ținut-o până acolo, l-am întâlnit, l-am chemat, au venit și din nou am fost invitat politicos să părăsesc încăperia și ei au stat de vorbă. Probabil mărturisiri. Ce simte omul în situațiile acestea? S-au rugat și păstorul sau conducătorul de adunare a plecat apoi. Am rămas singur, dar în timpul acesta, când discutau ei, țin minte că am mers în șură, acolo unde era carul și era o scară care urca în podul șurii, cum se spune, da, în Ardeal. Și acolo, pe scara aceea, am stat și am plâns. Eram de asemenea disperat. Nu mai avusesem niciodată o astfel de experiență și mă temeam cum să fiu numai eu acasă să moară bunicul. Și bunica vine de seară. Era abia dimineață, numai ce plecase. Telefon, câteva, nu e-mail, nu text message, nu instant message, nu. Singur în sat, rudenile cele mai apropiate erau în Cluj, părinții mei la Timișoara. Eram cuprins de disperare, pot să zic așa, ca și copil, adolescent. Am plâns și m-am rugat Domnului să-i prelungească firul vieții și numai să nu se întâmple să fiu eu acolo. Ce o să fac eu? Ce mă fac ca și copil? După ce conducătorul bisericii a plecat, am mers din nou, am ieșit la poartă și a trecut un frate din biserica, din sat, a trecut pe uliță prin fața casei și după obiceiul pe care l-aveau, totdeauna frații se vizitau, intrau înăuntru, se rugau, citeau un cuvânt din Scriptură, nu treceau niciodată nepăsătorii. Dacă aveau câteva momente, le foloseau pentru părtășia și rugăciunea. M-a văzut, probabil că mi-a citit expresia feței, era un bătrân și a întrebat de bunicul. Și eu i-am zis că bunicul se simte foarte rău, nu știu ce cu el. A intrat înăuntru, am mers înăuntru în casă și ne-am rugat Domnului. Ne-am rugat, o mai povestit ei doi și la un moment dat m-a chemat să citesc din Scriptură. Bunicul meu de obicei avea obiceiul acesta de a-mi pune Scriptura în mână sub scuza sau pretextul că el nu vede așa de bine. Și abia acum realizez că el, de fapt,
dorea să mă facă să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Avea un mod foarte interesant de lucru, fără să mă preseze într-un fel, dar mă ruga să-i citesc lui. Și îmi deschidea Scriptura și îmi spunea, citește-mi de aici, citește-mi de aici. Și după ce citeam pasaje din Scriptură, se făcea că nu le înțelege. Și mă întreba pe mine, oare cum o fi lucrul ăsta? Oare ce înseamnă asta? Oare de ce scrie așa? Oare cum putem noi să trăim cum scrie aici? Și la vârsta aceea, în naivitatea mea, aveam impresia că bunicul săracul n-are multă carte și eu trebuia să-i dau lui răspunsuri. Abia după ani de zile mi-am dat seama că... Te determina pe tine să te gândești la pasaj, la versete și să cugeți la cuvânt. Foarte interesant. Nu l-am mai întâlnit și nici am mai auzit astfel de metode. Dar mi s-a părut foarte ingenioasă. Cred că a dat rezultat. A dat rezultate. Ce s-a întâmplat atunci? Am deschis Scriptura împreună cu fratele respectiv și cu bunicul, după ce ne-am rugat Domnului, și ei obișnuiau să pună degetul la un verset și să spună, și la fel s-a întâmplat. Am deschis Scriptura și fratele și-a pus degetul și zice, citește de aici. Eu am pregătit aici versetul, pasajul respectiv. Și cuvântul Domnului este în cartea prorocului Osia, la capitolul 6. Și versetul 1 spune, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Wow. Să căutăm... Extra. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Extra. Am rămas atât de zidit, de îmbărbătat, încurajat de cuvântul acesta și l-am crezut. Nu s-a întâmplat nimic în ziua aceea. N-a murit bunicul. Nu a murit bunicul. A început să-și revină și exact în două zile după ce a mai stat la pat, a treia zi a fost în picioare. Ab de lucru. În picioare. Și nu am putut să uit experiența aceasta și cuvântul atât de precis, chiar dacă am zice că e scos din context, dar s-a potrivit la situația noastră atunci într-un mod extraordinar, cum numai Dumnezeu le poate potrivi. Și s-a întâmplat în felul acesta o minune, eu așa o consider, și un răspuns la rugăciuni, la strigătul unui copil disperat. Slăvit să fie Domnul. Și potrivirea textului cu situația și împlinirea lui. Da. Mai târziu. Nu se pot pune pe seama întâmplării. Da. Ținând cont că înainte a existat o rugăciune a unui copil sincer, disperat, înfricoșat, speriat, care a cerut izbăvire. Și iată că Dumnezeu potrivește un text și textul se aplică mot a mot și devine o profeție personală împlinită a treia zi. O realitate și chiar prezența acelui frate din biserică, acelui bătrân care a trecut pe acolo și... Ateii pot să spună că suntem superstițioși, pot să spună că astea sunt întâmplări. Pentru noi e foarte simplu, astea sunt minuni. Sunt implicările lui Dumnezeu în viața noastră. Ei pot să te gădească cât vor. Pentru noi se certifică și se confirmă din nou puterea lui Dumnezeu și implicarea lui Dumnezeu. Deci și asta e o experiență care v-a marcat viața și a continuat oarecum în procesul de revelare, descoperire a lui Dumnezeu în mod personal. Da, am știut că pot conta pe ajutorul lui Dumnezeu și că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude, cum spune Scriptura. Și avem un Dumnezeu care se implică în cele mai mici detalii ale vieții noastre. Nu suntem la voia întâmplării. Dumnezeu are un plan nu numai pentru lumea aceasta, pentru universul creat de El, dar și pentru fiecare persoană, în mod individual. Pentru cei care îl recunosc, pentru cei care doresc să urmărească, să fie atenți la
pașii parcurși în viața aceasta și să vadă semnele și minunile pe care Dumnezeu le face. Prezența lui Dumnezeu este o realitate. O realitate care ne duce la credință, ne apropie de El într-o părtășie, să ne dorim zi de zi să avem experiențe cu El. Cred că într-o zi, când vom fi în cer și vom ști mai multe, o să ne dăm seama de mult mai multe experiențe, întâmplări pe care poate nu le-am băgat în seamă. Le-am luat ca pe ceva natural, unde într-un mod vădit a fost o intervenție a lui Dumnezeu ca să ne scape dintr-o împrejurare sau în modul în care El ne-a binecuvântat și noi am crezut că este, știu eu, îndemânarea sau înțelepciunea noastră. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. Cred că atunci o să descoperim și multe din izbăvirile de care n-am fost conștienți atunci. Da. Ne-a scăpat Dumnezeu de ceva ce putea să se întâmple și noi nici n-am știut de ce ne-a scăpat Dumnezeu. O să fim mai uimiți din câte necazuri ne-a scăpat Dumnezeu și nu ne-a lăsat să avem parte de ele. Noi le cunoaștem doar acelea care au venit peste noi, suferințele care au venit peste noi, accidentele care au venit peste noi, dar de câte ne-a păzit Dumnezeu ca să n-ajungem în ele, nici măcar noi nu știm întotdeauna. Slăvit să fie Domnul pentru ele. Mai departe, în timp, dacă ne oprim la alte experiențe, alte momente, alte puncte de reper, da, de pe calea credinței. O experiență mai deosebită a familiei noastre a fost venirea noastră în Statele Unite după planul lui Dumnezeu, fără ca noi să-L știm. Nu am intenționat să venim și să rămânem în Statele Unite. Am venit pentru o consultație medicală la o clinică chiar aici în Phoenix, la Mayo Clinic. Am avut o invitație, o recomandare a unui doctor de aici pentru o situație pe care soția mea a avut-o, un hemangiom la obraz. Când a fost de 4 ani, ea a avut o operație, i s-a strangulat carotida ca să încetineze sângele să urce în sus și oricând era într-o stare de oboseală, i se umfla obrazul, se vedea chiar o pată și tot timpul trebuia să aibă grijă. Nu putea să meargă la orice dentist, la extracții, era riscul să pornească hemoragie și să nu se mai oprească. Chiar mi s-a spus de către un specialist, profesorul de la clinica de maxilofacială din Timișoara, care a tratat-o, că există riscul și nu se știe dacă vom avea copii chiar de la această problemă pe care i-au observat-o. După operația aceasta, la vârsta de 4 ani, lucrurile s-au stabilizat în perioada copilăriei, adolescenței, dar după ce ne-am căsătorit, a recidivat. A început din nou să sângereze, să se trezească noaptea cu perina plină de sânge, ceea ce, din nou, ne-a produs o panică. Am căutat intervenția medicilor, am ajuns din nou la profesorul de la maxilofacială. Dintre asistente era și o soră credincioasă care își mai amintea și a participat la operația ei de fată, de copil. Și cunoștea situația, profesorul se schimbase între timp, deși era în viață. Toate hârtiile au fost readuse pe masă, ce să facă, însă nimeni nu avea curaj. Era ceva prea sensibil și mi s-a explicat că în cazul unei operații poate foarte ușor să se atingă unul din nervii feței și să rămână paralizată o parte. Și ne-au sfătuit să așteptăm, să vedem, să căutăm alte mijloace. Nu au vrut să opereze. Într-o zi a trebuit să meargă la o extracție a unei măsele și bineînțeles că am mers la cabinetul particular a profesorului care răspundea de clinica de maxilofacială, dar la cabinetul lui particular
Și după extracție i-a pornit hemoragia și nu s-a mai oprit pentru multe minute. S-a speriat și doctorul a luat-o cu mașina lui personală și a dat fuga la spital și a internat-o imediat. Pierduse foarte mult sânge, a fost necesară transfuzie, nu mi-amintesc exact cantitatea, dar spunea că într-un borcan, deci foarte mult sânge pierdut. Mi-amintesc în perioada aceea am umblat la o altă clinică, cei care sunt din Timișoara sau cunosc zona, la clinicile noi, îi spune la spitalul respectiv de unde am făcut rost de sânge, l-am dus dincolo, parcă mi-amintesc cum l-am încălzit, era scos de la frigider rece și ni l-a dat să-l ținem aproape de corp ca să se încălzească. I-au făcut transfuzie. A fost o situație foarte critică, arăta foarte rău. Pierderea unei cantități mari de sânge poate duce chiar la moarte. Deci era palidă, era slăbită, a stat mai multe zile în spital internată. Când am făcut rost de invitația aceasta de la o clinică din Statele Unite, am decis să mergem să consultăm un alt specialist. Am primit viza împreună să venim în America. Vă menționam, nu ne-am gândit că vom rămâne. Am plecat cu două bagaje, am lăsat apartament, singurul lucru ce am vândut, mașina, să avem bani de bilete să venim încoace. Și planul lui Dumnezeu s-a schimbat aici. Am consultat medicul acela, aceeași recomandare, aceeași teamă, aceleași avertismente, nu faceți nimic. Cert este că am intrat într-o perioadă de rugăciune mai insistentă înaintea lui Dumnezeu. Am întâlnit aici slujitori al lui Dumnezeu, printre care și dumneavoastră, frate Cornel, și alți frați care ne-au vizitat, care au fost pe la noi, ne-am rugat pentru situația asta. Am recurs la ungere cu un de lemn și situația s-a îmbunătățit de la o zi la alta. Nu au mai fost probleme de genul acesta. Soția a început să se simtă bine și cazul s-a schimbat cu rămânerea noastră, ca să deviez puțin de la subiectul acesta, la planul lui Dumnezeu pentru mine, pentru familia noastră, nevoia de slujitori la Sacramento, ajungând într-o biserică care a trecut printr-o perioadă de frământări. Nu mai era niciun păstor acolo, era doar un frate diacon care se mai ocupa de biserică și frații m-au invitat printr-o rudenie, am mers, am predicat acolo și a urmat perioada sărbătorilor de iarnă, am predicat mai des și m-au rugat să rămân acolo. Am căutat voia lui Dumnezeu și am văzut că El ne călăuzește în direcția aceasta. Am rezolvat problemele în țară, să nu lăsăm nicio confuzie, și am început lucrarea pe care dumneavoastră o cunoașteți mai bine. Exista un proiect de vreo 10 ani de zile care aștepta să se construiască un nou sanctuar. Lucrurile s-au așezat, frații au început să se adune, să crească numărul de membri în așa fel încât nu mai încăpeam în sanctuarul existent, se puneau scaune pe mijloc, laterale, nu puteai să ieși afară numai dacă se începea din urmă să se strângă acele scaune și încet să se elibereze biserica. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul fraților, chiar cu ajutorul fraților de aici, din Biserica Happy Valley din Arizona, care au venit de câteva ori cu o echipă de lucru, ne-au dat un impuls mare. Probabil că nici nu am fi plecat cu încrederea asta la lucru să ne apucăm de proiect dacă nu exista, poate vă amintiți, vizita noastră inițială și momentul în care ne-am și cunoscut, în care ne-ați asigurat de tot sprijinul și ne-ați dat această încurajare să pornim în lucrarea lui Dumnezeu și în lucrarea aceasta de construcție în care nu aveam experiență, dar Dumnezeu intervine și Dumnezeu nu-și lasă lucrarea la voia întâmplării, ci tot ce începe duce la bun sfârșit. A fost
O altă minune pe care o văd, modul în care Dumnezeu a folosit un tânăr fără prea multă pregătire și l-a echipat ca să slujească scopurilor sale. De aceea am ales să rămânem în Statele Unite și am mai trecut printr-un moment foarte dificil care a culminat. Sigur că am intrat într-un proces de a rămâne în Statele Unite cam târziu, cam la limită și actele au fost amânate, am avut tot felul de încurcături cu actele, cu schimbări de avocați, cu unii care s-au dat avocați și nu erau. Și una dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut după 9 ani de zile de ședere în Statele Unite, abia atunci am primit green card-ul, după ce am mers la judecătorie, practic am dat în judecată serviciul de emigrare, care nu ne aprobau, nici cum nu ne aprobau, și chiar primisem hârtie că va trebui să plecăm înapoi. Am primit un astfel de avertisment, un termen să părăsim Statele Unite. Atunci am schimbat avocatul, am mers din nou și soluția pe care avocatul acesta a găsit-o, a zis, singura șansă este ca noi să îi dăm în judecată și atunci ajungem în fața unui judecător. Nu mai suntem doar cu hârtiile, că pentru cei de la Immigration nu ești decât un număr. Ei răspund la niște hârtii, la niște scrisori, nu știu situația și un judecător gândește altfel, are inimă, are altfel, judecă lucrurile. Da, aici la emigrare sunt niște ofițeri civili care completează hârtiile, unii sunt directori mai pe sus, alții mai jos, în funcție, trimit hârtiile de la unul la altul, unii ori se pierd hârtiile, alte ori le încurcă, așa cum lucră un guvern. Și se pare că ideea ultimului avocat a fost genială, a fost de la Dumnezeu, chiar în momente de disperare, cum e posibil după 9 ani de zile. Da, era o realitate, nu era niciun fals. Biserica avea nevoie de păstori, eram deja păstorul bisericii ordinat de ani de zile, slujeam acolo. Biserica a progresat, s-a realizat construirea noului locaș de închinare, s-a făcut inaugurarea, numărul de membri a crescut, deci totul era legitim și era în favoarea voastră și totuși departamentul de emigrare a dormit. Au venit chiar pe teren, am avut o întâlnire în biroul bisericii, un interviu, să zic așa, au venit să vadă la fața locului, să-i deschid ușile, să îi spun să detalii despre membri, au discutat cu secretarul bisericii în lipsa mea. Toate lucrurile le-au făcut și tot nu am primit aprobare, nici atunci. A mai durat ani, încă vreo 2-3 ani de zile după aceea. Cert este că în această perioadă și aproape de proces, cu câteva luni de zile, imaginați-vă aproape 9 ani de zile trecuți, prima avocată pe care am avut-o s-a constatat că nu era avocată, că nu avea dreptul acesta, ci excroca oameni, se folosea de emigranți care doreau să rămână, făcea acte, nu știu ce învârtel făcea respectiva persoană, dar au depistat-o. Noi am plătit luni de zile o taxă lunară de $200 ca să mențină cazul. Și de fapt era totul o lucrătură. Guvernul Statelor Unite au prins-o în flagrant cu lucrurile astea. Probabil cineva s-a plâns, nu știm situația, dar a mers în toate dosarele ei, a găsit toți clienții și ne-au trimis și nouă, printre alții, o scrisoare în care ne-a informat că noi am fost înșelați de persoana aceasta și că ea urmează să aibă un proces și că noi putem să depunem plângere împotriva ei. Noi nu ne-am gândit la lucrul acesta. Voi ați luat alt avocat și ați mers mai departe. Da, am mers cu alt avocat. Era deja schimbat, am mai schimbat vreo doi între timp. Dar hârtia aceea care am primit-o în ultima perioadă, câteva luni înainte de proces, ne-am mirat de ea. Nici n-am băgat-o prea mult în seamă, că am zis la ce să ne ajute, că e din urmă cu atâția ani de zile.
Dar când i-am spus la avocat despre hârtia asta, mi-am adus aminte la o întrevedere ce am avut-o chiar înainte de proces, zic că am primit o hârtie acum recent și uite, zice că noi am fost înșelați și zice, adu-s o văd. După ce a citit-o, zice, domnule, ăsta e aur curat. Zice, perioada aia când voi ați rămas în suspans din cauză că s-au tergiversat lucrurile, e pentru că ea nu și-a făcut geabul și nu-i vina voastră și acum avem dovada, dovadă legală, recunoscută chiar de ei, că ceva s-a întâmplat și nu-i vina voastră că ați ieșit din perioada aceea de viză, că noi am depus și pentru prelungire de viză, deci noi am căutat să fim legali tot timpul. A urmat ziua procesului și Dumnezeu a făcut minunea. Judecătoarea ne-a ascultat, avocatul îmi punea întrebări ca să reiese toată istoria noastră și la un moment dat mă întreabă cum v-ați dat seama că ați fost înșelați. Și i-am spus de hârtia asta. Judecătoarea când a auzit, a zis, ce hârtie? Ai hârtia asta? Da, o am. Și a cerut-o de la avocat. Avocatul i-a înmânat hârtia, a citit-o, după ce a citit-o, o lua ciocanelul și o da cu ciocanelul în masă și o zis, aprobați. După ce o dat verdictul, se îndreaptă spre avocatul de la Immigration, spre acuzare. Da. Zice, scuză-mă, ai vrut să mai zici ceva? A fost o experiență deosebită care ne-a dat lacrimi de bucurie după o asemenea așteptare. Biserica era în tensiune, bisericile se rugau, am cerut liste de semnături de la multe biserici din diverse state din America. De la frații pastori, păstorii ne-au ajutat. De la Uniune, da, de peste tot. Noi am făcut tot ce a depins de noi, dar cei de la Immigration, de la departament, nu și-au făcut job, nu și-au făcut datoria. Cum sunt multe departamente ale guvernului, oriunde în lume, unde lucrează oameni incapabili, nepregătiți, fără interes, acolo lucrurile nu merg bine. Indiferent dacă ești în America sau în România sau ori în Africa undeva. Când ajungi pe mâna unor funcționari de la guvern care nu sunt interesați în binele oamenilor și nu sunt pregătiți, nu sunt capabili, ci doar sunt acolo ca să umple orele și să iau un cec la sfârșitul săptămânii, acolo lucrurile nu merg. Da. Și am văzut și în cazul vostru și în cazul multor altor români ce se întâmplă în departamentul de emigrare. Cert este că a fost o surpriză și pentru avocatul nostru. El încerca să ne pregătească spunându-ne dacă o să fie în favoarea voastră judecătoarea, va trebui totuși să mergeți înapoi în țară, să reîncepeți toate documentele, asta cu documentele, să le trimiteți din nou aici, din nou să vă invite biserica, doar atât aveți câștiga că nu veți avea interdicție. Mergeți înapoi, începeți iară de la început, iară să vii cu perioada de probă, iară să treacă ani de zile. Aproape că eram sleiți de puteri și de, nu mai aveam niciun interes, eram gata să acceptăm orice la starea aceea ne-a dus. Chiar să vă întoarceți înapoi în țară, să lăsați zis, totul poate că și Dumnezeu a avut intenția doar pentru o perioadă și slăvit să fie Domnul pentru cât s-a realizat și suntem în mâna Domnului. Ne-am consolat, ne-am rugat, ne-am încredințat în brațul Domnului și minunea a intervenit chiar atunci când am fost la capătul resurselor, când a fost o surpriză și pentru avocatul nostru, când judecătoarea a spus green card. Direct, pe loc, fără nicio așteptare, fără nimic, pe loc atunci. Fără alt dosar deschis, alte documente înaintate, alte aplicații, alte scrisori. Extraordinar. Extraordinar. Domnul a fost bun cu noi, dar a fost un ciur des, totuși, prin care Dumnezeu v-a trecut și v-a stors și cred că Dumnezeu în mod intenționat v-a lăsat să ajungeți la capătul puterilor și acolo, la capătul funiei, ați nodat, ați făcut un nod și a zis, Doamne, dacă mă scap de aici, îți pierdut. Tocmai în anul acela, deci asta s-a întâmplat în octombrie, 21 octombrie, țin minte data procesului,
2012. Vorbim doar 2000, de 3 ani în urmă. 2011. 2011. 4 ani. Da, 4 ani. Da. 2011. În același an, la începutul lunii ianuarie, mama mea a trecut la cele veșnice. A fost un moment de decizie, un moment deosebit de dificil pentru mine. N-o văzusem de 8 ani și jumătate. De în perioada asta n-ai făcut nicio vizită în România. Nu, neavând green card, nu mai puteam să revin și a trebuit să stau. Am fost pus în situația să aleg între mamă, între familie, sentimental legat și între lucrarea lui Dumnezeu care să continue. Nu știam ce să fac. Am fost într-o perioadă deosebit de dificilă. Am întrebat, o țin minte că am vorbit cu mama. Vorbeam la telefon, e drept. Existau deja mijloacele acestea. Ne puteam și vedea. Dar nu în persoană. Și când are un loc un asemenea eveniment, nu ți-e tot una. Vreau să vă spun că am avut o mamă foarte credincioasă. Și ea a simțit că eu nu știu ce să fac. Eram capabil să plec înapoi în România dacă i-am cerea lucrul acesta, dacă dădea de înțeles. Dar ea a simțit din discuțiile noastre și m-a avertizat dinainte. Mi-a spus de siguranța ei. Mi-a dat verset din Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit, cum ea este plină de încredere, chiar pe patul morții. Spunea despre un verset din Isaia 12 cu 2: iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Și mi-a spus: Alin, să stai acolo unde te-a așezat Dumnezeu, unde te vrea Dumnezeu. Dacă vii încoace, nu o să mai poți merge și pe mine tot nu mă mai poți ajuta cu nimic. Să rămâi acolo și să fii încredințat că ai tot suportul meu și dragostea mea. Și deci te-a încurajat ca să iei o anumită decizie, chiar când erai în cumpănă și în dilemă. Și nu pot să nu leg lucrurile, pentru că în același an am primit și aprobarea. Când nu se mai putea parte. Da. Da, când deja mulți se gândeau la un alt plan, ca să zic așa, în cazul în care eu voi pleca. Apoi, dacă în octombrie s-a rezolvat problema actelor de rezidență, la începutul lunii decembrie s-a întâmplat o altă minune pentru familia noastră. Soția m-a anunțat că este însărcinată. După 16 ani de căsnicie. 16 ani de căsătorie, da. Cu o oarecare avertizare din partea medicului care, da, oarecum pot să zic că vă înfrica sau vă speria, dar, da, nu făcea altceva decât, da, să vă informeze de o realitate care putea să se întâmple din, da, cauza problemei care soția a avut-o. Spunea că e posibil infertilitate sau... Da. Mi se pare, deci, că noi am la început. Fost, nu am intrat în toate aceste amănunte, dar de-a lungul anilor am fost chiar să ne verificăm, să vedem dacă există vreo problemă, dacă, de ce nu putem, de ce nu vin copiii. Ne doream copii. La un moment dat am ajuns până acolo să discutăm despre anfia și abia așteptam să ne luăm actele de rezidență, să putem merge în România, că ne doream să fim din România. Asta a fost o discuție pe care am avut-o. Și când am primit actele și ne gândeam că s-a mai deschis o ușă și putem să ne gândim la adopție, Dumnezeu a deschis ușa binecuvântării pentru familia noastră și un alt semn din partea lui Dumnezeu, primul nostru copil, băiat, s-a născut exact în ziua aniversării noastre de 16 ani de căsătorie. Cine ar putea să facă astfel, da, de potriviri matematica accidentale? Matematica lui Dumnezeu extraordinară. Nu le pot spune împreună lucrurile. Și de atunci, după încă 2 ani și 2 luni, am fost binecuvântați cu un alt fiu.
Deci în luna decembrie ați aflat că ea e însărcinată. Cum ați luat vestea respectivă după 16 ani? Și care a fost reacția? Șoc, ce? Bucurie, ce să zic, am sărit în sus. Cât ați aștept? Cred că v-ați bucurat numai de jumătate. Mă, e adevărat sau nu? Nici e adevărat? Nici n-am spus la nimeni câteva săptămâni, câteva până săptămâni. La doctor, la control. Păi, asta vreau să văd, a fost la doctor... Când s-a putut, când s-a ajuns la săptămânile necesare. A fost prima dată mi-a spus că a făcut un test acasă, dar după aceea n-am spus la nimeni până nu am mers la doctor și am aflat cu bucurie de nedescris. Și a dus sarcina cu bine? Da, a dus cu bine sarcina. A născut cu cezariană, ambele nașteri au avut loc cu cezariană. Deci cam după 2 ani au mai venit încă... Da, după 2 ani și 2 luni. Încă un băiețel. Încă un băiețel. Doi băiețel. Acum după unul are 3 ani și unul are un an. Și ăsta mai mare seamănă leit cu, da, cu socru. Ăla mic. Ăla mic e leit. L-am văzut weekendul acesta la nuntă. Da e o copie la Indigo. După tata mamei copilului. Seamnă că am și eu speranță să seamănă cu careva din urmașii mei, chiar dacă am avut numai fete. Deci, în același an, anul începe cu un deces, cu o despărțire tragică, înspre final, cu o izbăvire, care o așteptați din 9 ani, și la urmă, în decembrie, cu o veste, vestea unei noi vieți, care parcă vine să înlocuiască, chiar dacă nu se poate înlocui niciodată, dar într-un mod supranatural apare. Da. Și ca răspuns la rugăciuni, deci în toată perioada asta, rugăciuni, ungere cu un de lemn, și pentru situația asta am recurs la intervenția lui Dumnezeu, pentru că oamenii pur și simplu, deci nu găseau nimic să zică, domnule, asta e problema, cum să o rezolvăm. Toate testele treceau și totuși nu se întâmpla nimic. Deci, iată încă o familie care după 16 ani de căsătorie, în momentul în care au ajuns, am putea spune, aproape la disperare, la desnădejde, se gândeau că singura lor șansă de a avea copii e să-i înfieze din România, dacă exista legislație, probabil că ei n-au ajuns până acolo să descopere că în vremea aceea era o gaură în legislația românească și era imposibil ca să înfieze din România. Noi am încercat lucrul acesta și n-am reușit. Ni s-a spus că biroul care se ocupă cu înfieri pentru străini, chiar dacă nu eram cetățeni români, îi închis, nu funcționează. Deci n-ai cu cine să stai de vorbă, nu se poate. Parlamentul României a suspendat orice înfiere. Iată o familie în care singura lor șansă în momentul respectiv pentru a avea copii era înfierea unui copil, fie din România sau din altă parte. Dumnezeu le face o surpriză plăcută ca răspuns la multe rugăciuni. Nu știu exact la cine va vorbi Dumnezeu în ziua de azi, dar probabil că vor fi împreună cu noi familii care au ajuns la disperare. Au trecut 6 ani sau 8 ani sau 10 ani sau 16 ani sau 18 ani. Chiar 19 ani, dacă nu greșesc, avem o familie care a așteptat până când Dumnezeu le-a dat copii. Ceea ce putem să vă spunem și credem că a fost și un scop al emisiunii e că acolo unde omul spune nu se mai poate face nimic, chiar când este vorba de nașteri de copii și urmași, Dumnezeu poate să intervină în urma rugăciunii, în urma insistenței înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să vă surprindă într-un mod plăcut. Credeți că Dumnezeu poate să vă dea copii după mulți ani de căsătorie în infertilitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Timpul nostru a expirat. Mulțumim fratelui păstor Alin pentru timpul acordat.
ca să petreacă împreună cu noi și să istorisească din experiențele dumnealui. Mulțumim echipei tehnice, mulțumim televiziunii Credo, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și face posibilă transmiterea acestor emisiuni. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care se implică în extinderea împărăției Lui. Și pentru dumneavoastră care ne urmăriți încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze, vă dorim multă sănătate și progres în tot ceea ce faceți după voia lui Dumnezeu. Mult har și pace!